multă dragoste și sute de inimi aici la Shopping Moldova de Valentine's Day. Cei care au ales să vină la mall în această zi s-au distrat pe cinste. Au cântat, s-au căsătorit pentru 24 de ore, iar unii și-au găsit chiar și jumătatea în copacul dragostei. Astăzi, 14 februarie 2010, în oficiul Sfântului Valentin din Shopping Moldova, prin împuternicirea dragostei imense, Victor și Iuliana sunt declarați soț și soție. Rog ca tinerii să se felicite cu primul sărut familiar. Amar pentru mire și mireasă și aplauze furtunoase! Aveți voi în rând aici. Ca să ne căsătorim, să vedem cum o să fie după ce într-adevăr va fi așa. E valabil doar 24 de ore. Păi, în acest răstimp este de ajuns ca să vedem dacă vrem să fim împreună sau nu. Dar cred că vrem să fim oricum. Ca să ne înscrim pe o zi. De ce doar pentru o zi și nu pentru toată viața? Nu vorba, este pentru toată viața încă. Astăzi am înregistrat foarte mulți tineri, eu cred că undeva peste 150. Mai sus de 150 de tineri. Păi, sper să fie cât mai mulți. Cât anume, nu știu. Ce e cu toate inimioarele astea aici? Acesta este copacul de dragoste al mall-ului. Noi la toți dăm așa o felicitare, ei scriu pe ambele părți același text, de exemplu, sau o urare de bine, sau o declarație de dragoste pentru persoana iubită. Apoi aceasta se rupe în două, o parte noi o legăm de acest copac, iar cealaltă parte ei o dau persoanei pentru care au scris ca un semn de dragoste. După cum vedeți, sunt foarte multe, la număr nici n-aș putea să vă spun, cred că peste 1000 undeva. Everybody, do what you do.